Salonul literar Axis Libri a adus împreună mai mulți scriitori. Vedetele serii au fost Victor Cilincă, Violeta Ionescu, Ion Manea și Dan Plăieșu, scriitori reprezentative Galațiului. Pe cei patru muschetari leagă și meseria de jurnalist, toți fiind colegi la o publicație gălățeană. Violeta Ionescu cu o carte de poezie, deci ca să spun așa, când am văzut de Bioclețian, stai și te gândești la istorie, dar și la Violeta Ionescu. Avem un autor, cum este Victor Cilincă, multilateral, am putea spune. Și doi autori legați de satiră, dar în cazul lui Dan Plăieșu, un dramaturg dintre cei mai înzestrați de la noi. Violeta Ionescu și-a prezentat cel mai recent volum de poezie, care se numește Perpetuum Nobile. Actorul Vlad Vasiliu a surprins publicul interpretând versuri pe acorduri de chitară. Pirmelion, mi-am făurit din vânt un chip închipuit, din sarea alba mării l-am cioclit, cu dalta minții gândul i-am stârnit, ape cu străluciri de stea și infinit, privirii lui adânci i-am dăruit. Am depărtat apoi și l-am privit. Dan Plăieșu a venit în fața publicului cu Adevărul despre Adam, un volum de proză scurtă care conține texte satirice cu mesaj moralizator. El a stârnit hohote de râs când a parcurs un text despre sfârșitul bărbaților, într-un dialog a două femei ce dezbăteau această problematică. Ai auzit, mamaie, a venit sfârșitul bărbaților. Păi n-aș fi nemirat numai că dacă vine sfârșitul lumii normal, se termină și cu bărbații. Numai că ei se duc înainte de sfârșitul lumii, aici e tragedia. Exagerez, dragă, nu e nicio tragedie. Pe cuvânt scrie și la ziar, să dați și la televizor, gata. Pentru procreere nu mai e nevoie de bărbați. Totul se face în laborator. Îți dai seama? Dacă nu mai sunt folosiți pentru concepție, atunci ce rol mai au ăștia? Ion Manea este cunoscut pentru prozele scurte cu substrat satiric și schițele umoristice. La Girafe nu mă bag este cea mai nouă lucrare a autorului. Cartea este o relatare a cărților anterioare. Am selectat cele mai importante schițe în liceu și le-am pus sub titlul acesta, care îmi pun este, știu că e șocant, cred, pentru unii, la Girafe nu mă bag, dar este chiar o replică dintr-una dintre schițele cărții. Victor Cilincă a prezentat la Axis Libri trei romane ce abia au văzut lumina tiparului. Dasmiorița Reich, împăratul gunoaielor, care este un bas politic, și Jihad, un roman de anticipație. Eu nu cred că scriitorul care așteaptă să-i vadă muza în geam, să o zic, eu cred că în meseria și cel care mare lucră și la coș, câteodată e bine muza, câteodată ia doar de muza pe hotoriu, dar ești obligat să scrii, pentru că, așa cum un foarte talentat interpret la vioară trebuie să facă două ore pe zi lecțiuni de încheietură, pentru că altfel degeaba este talentat, degeaba are urechi, degeaba are Dumnezeu. Trebuie să muncească, fără muncă nu se poate. Seara s-a încheiat în aplauzele spectatorilor. Mulțumim, George!